Houston, we have a project. Ba chiar două proiecte câștigătoare au 5 elevi de la liceul Carmen Silva din Eforie Sud și se pregătesc să-i dea gata pe americani. Ei vor reprezenta România la cel mai important târg de știință care se va desfășura în luna mai în Houston, Texas. Este vorba de o dronă ce va putea fi folosită în prevenirea incendiilor de pădure, precum și un sistem de monitorizare a calității aerului în sălile de clasă. Fire drone, adică drona de foc, este un elicopter cu 6 elice și 6 motoare. Cei 6 senzori detectează flăcările și fumul, măsoară temperatura și umiditatea aerului, dar și intensitatea radiației luminoase. Datele o să vină într-un grafic. Aici, de exemplu, avem senzorul de gaz. Când va detecta un fum, o să observăm cum se ridică curba. Temperatura locală, temperatura din jurul dronei, ca să ne dăm seama dacă s-a supraîncălzit drona, dacă este o problemă cu aceasta. Senzorul de umiditate. În caz că umiditatea va fi relativ scăzută, ne vom putea da seama că se va putea întâmpla acolo un incendiu. Cei aflați la sol pot primi și imagini cu ajutorul unei camere video, iar sistemul de termoviziune permite ca informațiile să fie înregistrate chiar și în timpul nopții. Ne putem da seama, când o să punem pe dronă, unde se va afla zona cea mai călduroasă din vegetație sau pădure. Cu acest senzor, cu Raspberry Pi și cu acest senzor, o să putem să creăm un server pe care datele o să vină online. Drona este o îmbunătățire a proiectului de anul trecut. Anul trecut am realizat un proiect cu un robot terestru care acționa doar la sol, iar am întâmpinat niște dificultăți în utilizarea robotului terestru și drona a fost o îmbunătățire la un alt nivel. Iar acesta nu e singurul proiect din România care va participa la competiția internațională de științe din Statele Unite. Alți 3 elevi de la același liceu din Eforie Sud au inventat un aparat care monitorizează calitatea aerului din sălile de clasă. Sistemul folosește senzori care permit măsurarea temperaturii, a umidității, ori a concentrației de dioxid de carbon. Și chiar dacă elevii sunt de-abia în clasa a noua, proiectul este extrem de bine gândit și pus la punct. Ce vedeți aici este o cutie construită de noi. Acolo este o plantă pe care am introdus-o în cutie și probabil vă întrebați de ce. Am făcut lucrul acesta pentru ca noi să vedem cum influențează o plantă aerul dintr-o sală de clasă. Acesta, care seamănă cu un microfon, așa, este senzorul de dioxid de carbon, acesta este senzorul de temperatură și mai e unul aici în spate, nu știu dacă se vede, senzorul de umiditate relativă. Datele sunt colectate de la senzori într-o interfață vernier și noi le primim pe calculator. Intermediul unui grafic, mai multor grafice. În primul grafic avem lumina măsurată în lux. Al doilea grafic măsoară dioxidul de carbon din cutie în parts per million. Al treilea temperatura, iar ultima ne arată umiditatea relativă. Modulul cu senzori care trebuie să fie mobil în sălile de clasă a fost mult mai greu de realizat. Pentru profesorul Florin Șerbu, care îi coordonează pe elevi, selectarea proiectelor pentru competiția din Statele Unite este încununarea multor ore de muncă, cercetare și calcule. Noi avem un handicap. În Statele Unite există un acronim STEM, Science, Technology, Engineering and Math, care este foarte utilizat și ei cred că de cel puțin 10 ani lucrează în domeniul ăsta. Adică nu învață științele așa cum se întâmplă la noi, câte o disciplină cu un profesor și încearcă să integreze, să învețe prin proiecte, să soluționeze probleme adevărate din viața de zi cu zi. Adică, din punct de vedere conceptual, e ceva total diferit. Performanța nu a apărut însă din senin, ci după ani de dăruire didactică și viziune. Profesorul Șerbu este cel care a dotat în premieră un laborator de informatică la începutul anilor 90, când în România calculatoarele puteau fi văzute doar în reclama cu vamprins vrăjitoarelor.